Salutare, oameni buni! Mă uit așa, pentru că vin luminele în ochi, nu vă văd foarte bine, dar vă simt prezența, vă aud foarte bine. Eu sunt Avram Iancu, am 42 de ani, sunt căsătorit, am o soție foarte frumoasă și trei fetițe minunate. Sunt bibliotecar la Petroșani și, cu alte cuvinte, sunt un om simplu, sunt un om normal. Și cu toate acestea, într-adevăr, am reușit să traversez în not canalul Mânecii fără costum de neopren. Am reușit apoi... Mulțumesc! Am reușit apoi să străbat întregul curs al Dunării de la izvoare și până la vărsare în Marea Neagră la Sulina, fără costum de neopren, stabilind o premieră mondială. Și dacă tot am ajuns acolo la Sulina, am zis hai să continuăm aventura și anul acesta am străbătut în not și Marea Neagră pe lățime de la Sulina până la Istanbul. Eu sunt convins, parcă aud așa, parcă reușesc să vă citesc gândurile, vă gândeați că în fața dumneavoastră, având astfel de performanțe, o să apară un om de cel puțin 2 metri, așa cum e prezentatorul. Prezentatorul are așa o statură de performer și mă bucur că l-am cunoscut. Da, mi s-a mai spus și cu alte ocazii, măi băiatule, parcă la televizor păreai un pic mai înalt. Sau, mă băiatule, la televizor parcă arătai așa, mai musculos. Și eu întotdeauna le spun, da, da, exact așa eram ca în visurile voastre, dar de la atât am notat, am intrat la apă. Da. Și am reușit aceste performanțe doar într-un anumit moment, în momentul în care am început să cred cu adevărat că barierele, că limitele, că frontierele pot fi depășite. Pentru că, dragii mei, într-adevăr, așa cum puteți vedea, există multe bariere, există multe frontiere și există multe, multe feluri de astfel de bariere, de granițe. Ia uitați-vă dumneavoastră aici, la cercul ăsta roșu. Da, 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 la cercul ăsta roșu. Știți care este culmea culmilor? Să fii pus în postura să vorbești despre depășirea limitelor și tu, de fapt, să fii țintit în mijlocul unui cerc roșu, adică să poți să faci așa, atât, să poți să faci la stânga așa, să poți să faci la dreapta așa. Cei din backstage, stați liniștit, chiar n-am să depășesc această limită trasată. Pentru că știți ce este foarte important de reținut? E normal să avem limite fizice și limite mentale. Fiecare dintre noi avem aceste limite, dar ele pot fi depășite. Dar cele mai periculoase și cele mai periculoase limite care există în lumea asta sunt limitele pe care alții vor să ni le traseze. Dar haideți să ne uităm puțin la păsările cerului. Și nu doar la păsările cerului, ci și la peștii de sub apă, la peștii care înoată în adâncul mărilor. De ce vă invit să ne uităm la aceste ființe? Pentru că eu le ador, deoarece sunt ființele care exprimă cel mai bine și trăiesc libertatea. Deci păsările cerului și peștii reprezintă cel mai mult libertatea, pentru că ele cu adevărat trăiesc această libertate. Cine poate să oprească o pasăre în zbor, nici măcar un grănicer? Dar ce vreau să reținem este faptul că atunci când dorim să fim liberi, putem să fim liberi numai dacă începem să ne ridicăm și să zburăm precum păsările cerului sau dacă ne coborâm. Știți, câteodată trebuie să te și apleci, să te cobori în adâncuri, dar niciodată nu trebuie să rămânem pe plafonul indiferenței generale. De acolo niciodată nu o să putem să fim liberi. Cu toții ați auzit de bătălia de la Waterloo. Și cu toții știți că atunci începe să moară imperiul lui Napoleon.
Dar mult mai puțini oameni știu că atunci se naște o nouă istorie, și anume istoria traversării în not a canalului Mânecii. Este o poveste fascinantă care pe mine m-a marcat foarte mult. Și dați-mi voie să vi-o spun. Este vorba tot de un om simplu, dar iată, acest om simplu, prin ceea ce a făcut, ajunge chiar și în zilele noastre să fie menționat, pentru că într-adevăr a făcut ceva extraordinar. Jean Salaty, că de el este vorba, un soldat din armata franceză, bineînțeles, pierde și el lupta, și odată cu mulți, mulți alți soldați din armata franceză, este deportat în Anglia. Și în timp ce el trecea canalul Mânecii cu embarcațiunile vremii, era foarte frământat. Nu dorea să-și piardă libertatea, nu vrea să fie captiv, nu vrea să fie un deportat. Și el a început să urzească ceva în mintea lui, a început să aibă un vis, să fie din nou liber. E bine să visăm, ca să fii liber trebuie să visezi. Apoi, punându-și la cale acest plan, a și trecut la acțiune, pentru că știți, trebuie să și trecem la acțiune, nu doar să visăm. Mulți oameni visează, dar nu fac nimic pentru împlinirea propriilor vise. Dar omul acesta face ceva incredibil. Când ajunge pe țărmul Franței, rupe rândurile și se aruncă în apele canalului Mânecii. Și începe să noate spre Franța. Englezii, când au văzut că un nebun, în ghilimele, se apucă să noate spre Franța, l-au lăsat în plata Domnului, cum ne place nouă să spunem. Dar vreau să vă spun că după 30 de ore de agonie, după 30 de ore de agonie, înfruntând foarte multe pericole și obstacole, omul nostru din poveste ajunge pe țărmul Franței, animat de gândul libertății. Deci iată o valoare care poate să-l facă pe om chiar să treacă peste o barieră ce părea de netrecut. El a stabilit o premieră mondială în domeniu, traversarea în not a canalului Mânecii. Deci așa a început istoria în not a canalului Mânecii. Și nici eu n-am știut de această poveste, dar am aflat de ea citind într-o carte în biblioteca în care lucrez. Și atât de mult m-a fascinat și mi-a atins sufletul această poveste, încât am făcut câteva cercetări. Și am aflat că în 200 de ani, adică din 1815, când se întâmpla povestea lui Jean Salaty și până când am ajuns să citesc eu acest lucru, trecuseră 900 de oameni din toată lumea, reprezentanți a 60 de țări. Și normal că a urmat o întrebare firească, dar noi, românii, și-am făcut și mai multe săpături. Și am ajuns la concluzia, în urma cercetărilor, că niciun român nu traversase în not canalul Mânecii. Ei, atunci vreau să vă spun că am fost foarte frământat și am simțit cu adevărat ce anume pot eu să fac pentru țară și nu ce poate să facă țara pentru mine. Și în momentul acela mi-am analizat capacitățile de a trece această barieră și am luat marea decizie, coroborat și cu numele meu, Avram Iancu, am zis, hai să pornesc și eu o revoluție, de această dată o revoluție la înotul în ape libere. Vedeți pe ecran această strâmtoare, canalul Mânecii, care măsoară 34 de kilometri în linie dreaptă, de la Dover la Calais. Sunt valuri foarte mari, o temperatură apei de doar 15 grade, meduze foarte mari, o vreme schimbătoare și o distanță fără de sfârșit. Și să știți că n-am reușit din prima. Vedeți că linia aceasta curbată se întrerupe, pentru că la prima încercare, după 12 ore de not continuu și 42 de kilometri parcurși, aventura mea a trebuit să se oprească, dar chiar dacă s-a oprit, să știți că eu nu am încetat să cred în visul meu, în visul de a ajunge dincolo, de pe un țărm pe altul. Am dorit să trec această barieră și a urmat o a doua tentativă. Este bine de știut faptul că o astfel de tentativă este foarte costisitoare.
aproximativ 8.000 de lire sterline și a fost foarte greu a doua oară să găsesc finanțare pentru a mă duce să-mi împlinesc cu adevărat acest vis. Și după cum vedeți, din nou, după 10 ore de bătălie cu acest minunat canal și 20 de kilometri străbătuți, a trebuit să mă văd din nou învins. A fost o apă foarte rece, a fost aproape furtună, valuri foarte mari, dar nu am încetat nici de această dată să cred că se poate. Imaginați-vă, a treia oară să faci rost de bani, să te duci, să te lupți pentru a treia oară și după 11 ore de această dată și 38 de kilometri, m-au scos englezii din canal aproape anchilozat. Am făcut hipotermie. Din nou canalul mânecii m-a răpus, dar nu am încetat să cred, dragii mei. Vă mulțumesc foarte mult, dar mulțumindu-vă, vă rog să vă imaginați, după 3 eșecuri, cum să mai găsești finanțare, cum să mai găsești? Și într-adevăr a fost un adevărat chin, ca pentru a patra oară să găsesc cei 8.000 de lire ca să mă pot să mă duc acolo. M-au ajutat foarte mulți oameni, cu zecile au fost, care mi-au dat sume foarte mici. Unii chiar m-au umilit, dar vreau să vă spun că am strâns suma. Și în momentul în care am fost a patra oară pe țărmul din Dover, uitați așa mi-au trecut prin față toți cei care m-au ajutat. Așa mi-au trecut chipurile fiecăruia. Și uitându-mă în zare, am simțit o încredințare. Asta este, să crezi. Am simțit o încredințare că voi ajunge dincolo. Și atunci mi-am setat la nivel mental că există doar două posibilități. Fie ajung în partea cealaltă, fie mor încercând. Dar după 17 ore și 54 de minute de not în continuu, în care am parcurs 62 de kilometri și dacă vă uitați la acea trasă, poate vă întrebați, de ce nu ai mers drept? Nu am putut, pentru că acolo sunt curenți marini foarte puternici. Am fost ca o frunză în vânt, au fost valuri foarte mari, la jumătatea canalului s-a pornit așa o micuță furtună. Am suferit o hipotermie destul de severă, am înotat 6 ore în noapte, iar când să ajung, uitați acolo la mal, un curent foarte puternic m-a deviat și m-a făcut să not 6 ore în bezna nopții. Dar după acele 6 ore de not în noapte, am reușit în sfârșit să împlinesc visul. O dovadă a faptului că dacă vrei cu adevărat și dacă crezi cu adevărat, este posibil. Da. Se pare că cele două personaje sunt foarte cunoscute. Cine nu-l cunoaște pe Neo din celebrul film Matrix? Neo este alesul, dar aduceți-vă aminte că până când nu a început să creadă, cădea. Vă aduceți aminte, la primul salt a căzut în gol. De ce? Pentru că deși era alesul, deși tu ai capacități extraordinare, o înzestrare extraordinară, nu crezi în propriile tale puteri. Așa și Neo, după ce a ajuns să creadă, a putut să modifice Matrix-ul exact așa cum a dorit. Iată, a oprit gloanțele au căzut și el a ieșit biruitor în acea luptă. Iar celălalt personaj, mântuitorul lumii, un alt ales, alesul lui Dumnezeu, chiar poate să modifice materia. A umblat pe mare și prin credință și alții au putut să umble pe mare. Ei, dragii mei, eu nu am această forță spirituală, dar prin credință am știut că pot să măcar să traversez în not marea. Este foarte important să ajungem să credem. Și trebuie să înțelegem în seara asta un lucru, pentru că de multe ori ne spunem unii altora, priviți mărețe umbre. Și de multe ori ne uităm la personajele cele mari din istoria
țării noastre. Și este foarte bine să ne uităm la aceste personaje, dar în același timp vreau să vă spun că dumneavoastră, da, dumneavoastră nu sunteți cu nimic mai prejos decât aceste personaje, care au crezut în idealurile lor și care au luptat pentru aceste idealuri. Tot așa și noi trebuie să credem în forțele noastre, în idealurile noastre și să luptăm în idealurile, pentru idealurile noastre. Da, Ștefane, da, Ștefan, acolo, Ștefan, da, tu poți să fii un Ștefan cel mare. Mihai, da, acolo la balcon este o Mihai, sunt convins. Și tu poți să fii un Mihai foarte viteaz. Și tu, Mircea, poți să fii un Mircea cel bătrân foarte înțelept. Dar aici vedem numai bărbați. Dar să știi că și tu, Ecaterina, poți într-adevăr să fii o Ecaterina Teodoroiu. Limitele? Ce sunt limitele, dragii mei? Dacă ne uităm la această poză în care un om înoată în mijlocul strâmtorii din Bosfor, putem să realizăm că deși ca un pai într-o mare, limitele practic nu există. Limitele sunt doar acolo unde noi ni le trasăm. Haideți să credem cu toții în limitele noastre și veți vedea că dacă faceți lucrul acesta, limitele sunt mult mai departe decât vă imaginați voi înșivă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult!